apreciez pentru caracterul lui ferm, pentru capacitatea lui profesională și artistică și în primul rând pentru afecțiunea pe care are față de această meserie și față de o serie întreagă de cineași pe care Mircea i-a format. Tot ce ține de expresivitatea plastică a cadrului ține în același timp de modul de limbajul regizorului. Deci de asta încerc de fiecare dată ca cadrele să aibă, să zic așa, și un ritm plastic în afară de textul care se spune, în afară de lumina care există și de raporturile de psihologie și de, să zicem, dramaturgice dintre personaje. Se spune, sau se spunea, că filmele mele nu aduc destul de mulți spectatori. E adevărat că ele nu se adresează publicului larg, asta e foarte clar, dar există o mare masă de spectatori care nu sunt neapărat niște iubitori necondiționați de mașini care se dau peste cap și au foc fiindcă s-au lovit un pom sau de figura complet inexpresivă a lui Bruce Willis. Mai există și oameni interesați de un alt gen de film, deci ce le propun eu un fel de predică pe o anume temă. Mircea Belori este omul acela care poate face pentru un actor minune, ca acolo unde toți vedem un zid, el să imagineze o poartă. Mircea Belori este omul capabil să imagineze treceri de la noi către sinea noastră, de la noi către acel contur al vieții pe care de multe ori nici măcar nu știu.